găsit, dragi prieteni, sunteți pe ask.ro live. Pe scurt, povestea invitatelor noastre de astăzi este născute, crescute sus de tot pe harta noastră, în Moldova, ajunse aproape de Dunăre, n-a fost distanță mare, undeva la vreo 800 de kilometri între locul de naștere și locul unde au început să se antreneze, au început să formeze împreună, logic, o echipă și au adus singura noastră medalie de aur, din păcate, din fericire pentru ele și pentru noi, dar și din păcate pentru că ne-am fi dorit mai multe, dar e bine și așa să nu mâniem pe nimeni. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, discutăm astăzi cu Ancuța Bodnar, bună dimineața, Sărumâna, și Simona Radi. Sărumâna, bună dimineața, bine ați venit. De la ce v-am întrerupt? De la ce v-am luat? Sau nu aveați antrenament? Nu aveam. Ah, bun. Astăzi era... L-am sărit. Teoretic este programat un antrenament, dar am înțeles, lasă. Ne-am găsit scuze. Tu ai venit cu mâna goală, adică sportiva lunii octombrie, da? Desemnată da. De Federația de Specialitate și... Da, am venit cu mâna goală, dar am venit să vă povestesc despre experiența noastră la Jocurile Olimpice. Și promit că data viitoare o să vin pregătită. Da. Și spuneai că ea în luna martie, da? A fost și Rising Star. Adică și-ai dus și drapelul. Într-adevăr. Mâna... Am înțeles. Bun, dacă dar atâta... acum, dacă tot ai spus tu de mâna goală, de ce nu ne-ați așteptat voi pe noi cu ceva pentru aceste titluri? Păi noi am zis să aduceți voi... Unde-s medaliile? Unde le aveți, pe bune? În ghiozdan. Aici? Sunt medaliile de aur aici în ghiozdan? Eu am. Doar Ancuța oare. Iau, Silvica, poate facem rost de medalie. Umbli cu medalia de aur pe tine? Ai zis să o aduci doar acum, nu? Nu. Bunica mea ține să o port mereu la mine, că nu se știe cum am nevoie de ea. Nu cred asta, ce bună e tot timpul. Poate să ne aducă Silvica? Sigur că da. Da? Silvica, n-am mai avut medalii. Au mai fost sportive care au obținut medalia de aur aici pe invitate pe scaune, dar niciodată n-am avut atât de proaspătă medalia. Nu? Încă cred că mai frige, glumim desigur. O luăm cu începuturile voastre? Deci tu știi o poveste despre tine, cum că te-a chemat în cabinetul directorului? Da, dar a început diferit. În data de 21 mai 2012... Nu pot să cred că mai ții minte... Țin minte fiindcă era sărbătoare. Sfinții Împărați Constantin și Elena. Corect. Și eu spun că nu întâmplător am fost selectat în acea zi. Eram în parcul școlii și doamna antrenoare Mariana Maliș de la Clubul Sportiv Școlar Orșova a venit în selecție. M-a văzut pe mine stând pe bancă după un copac, ca fiind înaltă și aptă bună pentru canotaj. A pus pe un băiat să mă cheme la ea și apoi a spus, hai să mergem la director. M-am speriat, bineînțeles, la director pe vremea aceea ajungeai doar dacă făceai ceva foarte grav. Am ajuns acolo și abia atunci a început să povestească că ea este antrenoare și că a venit să selecteze copii pentru canotaj. Eu în acel moment nu știam absolut nimic, nici despre Orșova, unde se află pe hartă, și nici despre canotaj. Deci nimic, nimic, nimic. Absolut nimic. Și la tine, Simona, cam tot la fel, nu? Adică tot... Povestea e oarecum asemănătoare din unele puncte de vedere, fiindcă așa se face selecția în canotaj, vine un antrenor la școală și caută copii cu înălțime mai mare. Așa s-a întâmplat și la mine, eram la ora de matematică, a intrat în clasă domnul director, însoțit de un domn și... Ca la școală, toată lumea în picioare și bună ziua încă. Bună ziua! Da, și ne-au spus să rămânem în picioare, am rămas în picioare, eu fiind cea mai înaltă din clasă. Am zis, tu nu te mai așeza, hai pe hol să vorbim cu tine. Am ieșit pe hol și domnul antrenor mai întâi mi-a luat măsurătorile. Și după ce a văzut că sunt potrivită pentru canotaj, mi-a spus și despre ce este vorba, fiindcă cunoștințele mele erau aproape de zero. Știam doar de doamna Elisabeta Lipă ca fiind un mare sportiv, dar nu știam detalii despre canotaj. Corect. Dumnealui mi-a povestit cele necesare și a punctat bine faptul că canotajul și de asemenea orice sport de performanță vine ca o oportunitate și nu e bine de lăsat deoparte. Corect. Dar până atunci voi focusați sport? Doar la ora de educație fizică. La școală, la școală. Și cam atât. Dar făcuseroți, adică nu erați bolnave de hepatită, n-aveați cutire, n-aveați... Nu. Acolo încă lumea nu e alterată cum e pe aici, prin părțile astea. Îmi plăcea chiar mult la ora de sport. Fiind cea mai înaltă, eu eram prima din careu și mereu conduceam. Deci atât, în rest nimic sport de performanță. Nu. Erai mai mult cu școala tu.
cu IT-ul, cu bine, amândouă, dar am înțeles de la o doamnă profesoară că te vedea așa pe IT, pe... Învățătoarea mea. Învățătoarea? Da. Dar când vă întreba învățătoarea, se întreba ce vreți să deveniți când o să fiți mari, când erați voi mici? Bine, mici n-ați fost niciodată de înălțime, dar așa ca idee. Eu când eram mică, visam să devin avocat sau actriță. Ai fost pe aproape, deci uite. Și tu, la fel? Când eram... Te întreba, știi cum se întreabă copii? Da, da, de mici, la grădiniță. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Și îmi doream să devin doctor. După am mai crescut puțin și îmi doream să merg pe matematică, informatică, zic, nu mai vreau doctor. Și se pare că drumul a fost cu totul alt. Așa că planurile de mici... Degeaba ți le faci. Sunt cele importante la vârsta respectivă. Știți ce vreau să vă întreb? La modul sincer, de fapt, să vă întreb. Să vorbim. După 1990, treaba asta cu selecția, profesorii care vin prin licee și așa mai departe, în afară de canotaj și încă câteva discipline, judo, box și așa mai departe, a cam murit. La sportul vostru încă a rămas în picioare. Adică s-a pierdut chestia asta cu selecția, cu dacă vrea să vină copilul la sală, bine, dacă poate să-l ducă părinții. Dar în canotaj și în alte câteva sporturi a rămas, nu? Adică vine... Într-adevăr, la noi încă a rămas acest tip de selecție și aduce și roade, fiindcă este potrivit. Copiii nu știu dacă sunt potriviți pentru un anume sport, nu au curajul să facă pasul spre viața aceasta și atunci este necesar de multe ori ca cineva profesionist să meargă în căutarea lor. Dar trebuie să vă facă și o poveste, iartă-mă, nu? Pentru că voi dacă nu știți nimic de canotaj... Întocmai. Nu? Și vine și spune, hai, stai că unde mergem? Noi... Întocmai vine acest antrenor care cunoaște toate detaliile despre sport și îi spune copilului, uite, vorbim de canotaj, fiindcă e sportul nostru, tu ești înalt, ai parametri care te pot ajuta în canotaj, canotajul se face pe apă cu barca, uite câți sportivi au ajuns atât de sus și atunci vine cu exemple și cu videoclipuri, adică cu dovezi, pentru că nu poate să vină cineva și să-ți spună și tu să-l crezi fără să-ți arate vreo dovadă. Da, domnule, plecă la orice, imediat acum. Nu merge. Și atunci când faci această legătură cu acel copil, îl și atragi să vină spre sport. Fiindcă de multe ori să știți că sunt copii prin sate care și-ar dori să meargă să facă sport, dar nu merge nimeni să-i caute sau să-i găsească și ei. Corect. Ori nu-și permit, ori nu știu în ce direcție să meargă. Iar sau să nu facă știu ceva, ce să ce? Aleagă. Da. Ne oprim două secunde pentru că avem medalia, dar o să te rog pe tine să o prezinți. Așa e de grea? Da, ceva 600 de grame, nu, așa 600 este. De grame. Dar este din materialele reciclate? Da. Au dus ei telefoane mobile? O mamă, senzațională, da. Dar când v-a pus-o la gât? Prima uimire a noastră a fost că este foarte grea. Foarte grea. Deci prima dată când am pus mâna pe ea. Da? Da. Emoții mari, bine, ce întrebare. Na, emoții mari. Emoții și acasă, la cei care vă cred priveau. Că cred că emoțiile erau mai mari acasă. Erau mai mari acasă, nu? Ah, ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.